deschide Cuvântul lui Dumnezeu la Epistola către Evrei, capitolul 12. Vom citi versetele 28 și 29. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. N-aș vrea să ne obosească și cu atât mai puțin. N-aș vrea să ne plictisească cumva această încercare de a mai stărui asupra unui aspect esențial al vieții creștine, și anume închinarea. Am toată convingerea că oricât am stărui asupra acestui aspect, repet, de esență din viața creștină, tot nu va fi de ajuns. Iar pe de altă parte am convingerea că dacă o facem, sigur, în limitele suportabilității noastre, că noi avem niște limite, deci chiar dacă o vom face mai departe, nu va fi decât să ne ajute să înțelegem și mai cu seamă să împlinim ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune că, într-adevăr, lui Dumnezeu îi place o închinare în duș și în adevăr, și în felul acesta trebuie să ne aducem închinarea noastră. Spuneam și altă dată că închinarea pentru cel credincios, eu nu mă refer la închinarea celor nenăscuți din nou. Nu mă refer la închinarea omului religios. Am spus altă dată că este o închinare religioasă care este departe sau nu are nimic a face cu închinarea adevărată, ci ne referim în ceea ce stăluim la închinarea celui credincios și închinarea bisericii ca trup al Domnului Iisus Hristos în manifestarea ei pe pământul acesta. În felul acesta ne va fi mai ușor să înțelegem ce trebuie să împlinim ca oameni credincioși, ce trebuie în sensul acesta ajutați de har, iar pe de altă parte să putem deosebi așa cum trebuie adevărata închinare de falsa închinare, pentru că există și o falsă închinare. Tot așa, pentru a intra în continuarea meditației noastre, aduc aminte foarte pe scurt că ne-am oprit în alte rânduri la această, la ceea ce credem că înțelegem prin închinare, și ne-a ajutat Cuvântul lui Dumnezeu fără îndoială în câteva cuvinte. Și, pe de altă parte, am putut înțelege, cel puțin pentru viața bisericii, că închinarea este slujba de prim rang sau cea mai importantă. Că suntem chemați pentru pământ și pentru veșnicie să servim de laudă slavei lui Dumnezeu, sau, cu alte cuvinte, să ne închinăm lui Dumnezeu și Domnului Iisus Hristos. Pe de altă parte, ne-am amintit, fără îndoială, pe scurt, cui trebuie să aducem închinare. Ne învață Scriptura că aducem închinare Dumnezeului Tată, Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Și de asemenea, suntem învățați de Cuvântul lui Dumnezeu să-i aducem închinare Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, am văzut în alte rânduri câteva exemple sau câteva, dacă vrem, cercuri concentrice de închinători. Că închinarea începe întâi de toate cu propria persoană. Că închinarea începe cu mine, închinarea începe cu fiecare în parte dintre noi, și că este exclusă varianta ca să ne închinăm în adunare fără să fim sau să practicăm închinarea personală. Cine nu se închină de o manieră personală, pentru că închinarea nu înseamnă doar strângerea aceasta de duminica dimineața, cine nu se închină personal înaintea lui Dumnezeu, fără nicio îndoială, nu poate să fie un închinător adevărat care se aducă în adunarea cea mare, închinare adevărată cu evlavie și cu teamă. Vedeam pe de altă parte închinarea de familie, apoi această închinare a poporului Israel și în pustie și în țara promisă, apoi în diaspora și așa mai departe. De asemenea, și vom stărui mai mult asupra închinării bisericii, deci biserica lui Dumnezeu este chemată să îi se închine Domnului Dumnezeu și Domnului Hristos.
și de asemenea în vremea viitoare rămășița credincioasă a poporului Israel. Aminteam și data trecută că într-un mod foarte direct referirile din Psalmul 22 și nu numai care privesc închinarea sunt adresate, repet, într-un mod direct rămășiței credincioase a poporului evreu și că prin extensie putem lua de acolo îndemnuri și pentru biserică. Dar rămășița credincioasă a poporului Israel va avea ocazia în vremea viitoare să se închine lui Dumnezeu într-un mod cu totul deosebit. Citesc Psalmul 20, versetul 23 din Psalmul 22, care spune așa: cei ce vă temeți de Domnul lăudați-L, voi toți sămânța lui Iacov slăviți-L, cutremurați-vă înaintea lui, voi toți sămânța lui Israel. Iată deci adresabilitatea directă pentru rămășița credincioasă a seminției lui Israel. Și tot în același psalm, în versetul 30, citim că o sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Mă gândeam când reflectam la aceste cercuri concentrice sau la aceste cete de închinători, ce slavă va primi Dumnezeu de la seminția aceasta, de la rămășița credincioasă. În general, și nu este doar o meditație personală, o auzeam cu mulți ani în urmă, când se întoarce un evreu la Dumnezeu, parcă răstoarnă totul în jurul lui. Este atâta patos, atâta dragoste pentru Domnul Iisus Hristos, cum, într-un mod natural sau într-un mod obișnuit, nu găsim la noi. Nu că n-am putea, dar acestea sunt lucrurile. Când se întoarce un evreu la Dumnezeu, chiar și în vremurile noastre, într-adevăr, are o manifestare deosebită de atașament și de închinare înaintea Domnului. Ce va fi când, de exemplu, se vor întoarce atâția credincioși în vremea viitoare? Ni se spune, de pildă, că în acel timp foarte scurt, din vremea necazului celui mare, rămășița credincioasă, simbolizată prin cei doi martori din Apocalipsa, rămășița credincioasă, în ciuda celei mai teribile prigoane, va ajunge să evangelizeze tot pământul. Creștinismul nostru se străduie de aproape 2000 de ani să evangelizeze tot pământul și n-a reușit. Și cu siguranță nu va reuși. Va veni Domnul Iisus Hristos până atunci. Dar această rămășiță credincioasă, acești oameni din Israel, care vor fi întorși la Domnul cu toată inima lor, ei bine, vor avea atâta zel pentru Evanghelie, vor avea atâta patos pentru numele Domnului Iisus Hristos, încât cu jertfa multora dintre ei, Evanghelia va fi dusă doar atunci, până la marginile pământului. Asta nu desfințează cu nimic ceea ce se face astăzi în evangelizare, slavă lui Dumnezeu, dar Evanghelia aceasta împărăției va ajunge până la marginile pământului doar atunci când această rămășiță credincioasă de evrei se va preda Domnului Iisus Hristos și vor începe să evangelizeze pământul fără îndoială, nu cu Evanghelia Harului, ci cu Evanghelia împărăției. Închid această paranteză. O altă ceată, dacă vrem, sau un alt cerc concentric de închinători, va fi și ceata neamurilor în împărăția milenară. Deci acei oameni dintre neamuri, care vor intra în împărăția de 1000 de ani, în general pe criteriul faptelor bune. Domnul Iisus spune că la judecata viitoare, cei care, în timpul acelui necas cumplit, vor manifesta bunăvoință, chiar la nivelul minimal, un pahar cu apă, eu știu, o vizită la închisoare sau altceva. Deci acele fapte făcute de neamuri pentru cei prigoniți din rămășița credincioasă a lui Israel vor fi răsplătite de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos cu această intrare a neamurilor în împărăția milenară. Nu va fi o intrare pe temeiul nașterii din nou, pentru că, așa cum vom vedea, la sfârșitul împărăției milenare, nu știu cum se face, dar când Satana va fi eliberat temporar din închisoare,
dintr-o dată va strânge iarăși neamurile. Care neamuri? Acelea care intraseră, repet, pe acest temei al faptelor bune și de asemenea acele neamuri care au avut parte 1000 de ani de cârmuirea Domnului Iisus Hristos. Dacă nu se înnoiește inima, dacă nu se înnoiește ființa, degeaba, aș putea spune, poți să stai într-o împărăție de 1000 de ani cu un împărat vestit, Domnul Iisus Hristos, că inima va rămâne aceeași, dar pentru că Domnul le-a promis, neamurile vor intra în împărăția milenară. Doar atât. Și tot Psalmul 22, de pildă, am să citez câteva versete, două versete, 27-28, spun așa: toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta, căci a Domnului este împărăția, El împărățește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei, înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în țărână. Și în Psalmul 72, versetul 11, l-am ales așa între altele, Psalmul 72, versetul 11, spune așa: da, toți împărații se vor închina înaintea Lui, toate neamurile îi vor sluji. Nu știm foarte exact, deși sunt repere în Scriptură, dar nu vom ști foarte exact ce va însemna totuși împărăția milenară pentru pământul acesta devastat de războaie, devastat de acele plăci din Apocalipsa. Cert este însă că această autoritate a Domnului Iisus Hristos, această domnia Lui, care va însemna pace pe pământ, care va însemna această ridicare, dacă vrem, a seminției credincioase a poporului evrei la rangul de demnitar în împărăția aceasta, care va cuprinde toate marginile pământului. Dar iată că în domeniul închinării, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu însuși, vor avea parte în vremea aceea de închinarea neamurilor, fără îndoială, în limitele cunoștinței și cunoașterii lor. Dar este încă o dovadă despre un Dumnezeu atotputernic, despre un Dumnezeu care va supune neamurile pentru vremea aceea și care va determina ca răspuns din partea neamurilor și a celor puternici, a împăraților, a căpetenilor, va genera acest răspuns în închinare, fără îndoială, cu specificul ei. De altă parte, mă gândesc că tot pe terenul Scripturii sau tot pe temeiul Scripturii regăsim și alte cete de închinători. În privința aceasta, sunt oștile cerești și slujitorii lui Dumnezeu. Iată, voi citi câteva texte foarte cunoscute din cuvânt, dar permiteți-mi să le citesc pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care subliniază aceasta. În primul rând, la profeția lui Isaia, la capitolul 6, voi citi primele 3 versete. Isaia, capitolul 6, primele 3 versete care spun așa: în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de măreție înaintea Lui. Iată deci un fragment pe care îl vede prin revelație și profetul Isaia, deci un fragment din ceea ce înseamnă închinarea ființelor cerești create, închinarea ființelor angelice create. Dar aceste ființe, care vor avea o închinare necurmată zi și noapte, asta vor face. Ce minune este la tronul lui Dumnezeu! Nu întâmplător,
Apostolul Pavel ne spune că întorcându-se în Duhul lui de la al treilea cer unde a fost răpit, n-a putut să spună nimic. N-a putut să descrie nimic. Pentru că acea splendoare a descoperirilor din cerul acesta este practic intraductibilă în limbajul omenesc. Și Pavel spune doar atât în preambulul epistolei către Corinteni, că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Iar Isaia, un tânăr care urma să fie angajat în slujba de proroc, iată, are și el parte ca să vadă o imagine din ce înseamnă slava lui Dumnezeu, din ceea ce înseamnă închinarea acestor ființe angelice slujitoare Domnului. Mai spuneam și altă dată și repet versetul 6 din Epistola către Evrei, capitolul 1, această poruncă a lui Dumnezeu, când înfățișează pe Domnul Iisus ca fiul al omului în lume și ca fiul al lui Dumnezeu, va spune toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine, toți slujitorii. Ființele angelice sau acele fenomene pe care noi le numim natural. Toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine este porunca lui Dumnezeu. Și de asemenea voi mai citi din această minunată închinare a ființelor cerești un capitol sau mă rog o parte din Apocalipsa, capitolul 4. Voi citi câteva versete care ne arată această de la versetul 8 până la 11, Apocalipsa, capitolul 4, de la versetul 8 până la versetul 11. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe din lăuntru, zi și noapte, ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, Vrednic ești, Doamne și Dumnezeu nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Ce minunată este Scriptura! Ce minuni descoperă cuvântul lui Dumnezeu atunci când este vorba să prezinte, între altele, slava Părintelui nostru, slava Dumnezeului nostru. Și fără îndoială că mintea aceasta a noastră, chiar dacă este transformată prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, uneori se poate bloca în a înțelege, în a accepta, în a desluși aceste minuni pe care ni le spune Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, alături de ceea ce citim, de ceea ce înțelegem prin mintea noastră înnoită, este și această putere a credinței. Doamne, așa este scris, cred lucrurile acestea, nu le înțeleg pe deplin, dar fără îndoială, când vom ajunge acolo, le vom înțelege și le vom trăi și noi pe deplin. De ce am avut pe inimă îndemnul acesta să ne putem apropia pas cu pas de aceste sfere ale închinării înaintea lui Dumnezeu? Pentru că aș vrea să putem fi convinși toți că a ne închina în biserica Domnului Iisus Hristos este lucrul atât de plăcut lui Dumnezeu, pentru că astfel de închinător dorește și Tatăl dorințele lui Dumnezeu. Nu știu dacă sunt multe sau puține, dar între aceste dorințe ale lui Dumnezeu, Creator și Sfânt și Atotputernic și așa mai departe, este aceasta. Credincioșii lui să-i se închine în Duh și în adevăr. De aceea mă gândesc că nu este deprisos, chiar dacă o facem cu stângăcie, poate uneori deranjează pe unii dintre noi faptul că insistăm,
dar o facem cu dragoste, o facem cu dorința ca tot mai mulți dintre cei născuți din nou să-și ia locul la masa Domnului. Pentru că aici venim pentru Domnul Iisus Hristos. Poate nu-mi convine de un frate sau altul, sau de un grup de frați. Poate am ceva cu frații. Nu te împiedica să vii la masa Domnului pentru că ai ceva cu cineva. Rezolvă, dar vino la Domnul pentru că chemarea este a Lui. Masa Domnului nu este masa noastră. Este masa Domnului Hristos. Iar cina este cina Domnului și El ne cheamă și Dumnezeu ne cheamă și Dumnezeu dorește să ne închinăm Lui în duș și în adevăr. De aceea, cred că și în ceruri și nu numai atât, este atât de prețuită această imagine și această realitate a atâtor credincioși care în ciuda atâtor opreiști, unii dintre noi, probleme grele de sănătate. Fac o paranteză, fără îndoială că privesc cu, în ce mă privește și probabil și frații, privesc cu atâta bucurie surorile și frații în vârstă cu neputințe trupești care fac efortul acesta și este un efort să urci treptele acestea. E greu. Dar când vezi dorința surorilor și fraților noștri de a fi împreună cu frații la frângerea pâinii, este un lucru care te înviorează, care te încarcă de energie spirituală, pentru că Domnul într-adevăr este lăudat, pentru că Dumnezeu este slăvit. Unde? În locul cel mai potrivit sau în această împrejurare cea mai potrivită. Nu e vorba de locație. Locația poate fi oriunde. Poți fi și pe un câmp, pe un imaș, cum erau creștinii la început. Ideea este că Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu primește lauda, închinarea în adunare. Doi sau trei adunați pentru numele Lui este, iată, prezența Domnului Hristos acolo. De aceea, repet și subliniez cât de importantă ar trebui să ne fie în inima noastră, în înțelegerea noastră, în atitudinea noastră, faptul că în ziua Domnului trebuie să fii la masă. Trebuie să fii acolo. Este o chestiune pe care Dumnezeu o subliniază și Domnul Iisus Hristos o subliniază în cuvânt. Este o chestiune imperativă. Dumnezeu nu obligă pe nimeni în fond. Dar este o dorință care ar trebui să nască acest verb imperativ. Trebuie să fiu acolo și, repet, nu oricum. Pentru că sunt reticențe sau rețineri uneori din partea credincioșilor că nu sunt suficient de curat să iau parte de la masa Domnului. Dar, pe de altă parte, iarăși și lucrul acesta ar trebui să nu ne blocheze intrarea sau venirea la masa Domnului, ci dacă recunoaștem și în cugetul nostru avem această înștiințare că sunt lucruri nearanjate, nepotrivite, apoi trebuie să lămurim lucrurile acestea, să le rezolvăm, să le mărturisim, să ne împăcăm cu cei care probabil avem ceva împotriva lor și în felul acesta trebuie venit la masa Domnului. Evrei, de pildă, cuvântul Dumnezeu ne arată și citind la rând, ca de fiecare dată, la începutul anului, primele cărți ale Bibliei, vă mărturisesc că de fiecare dată și parcă din ce în ce mai mult sunt atât de marcat de ceea ce trebuia să facă un evreu credincios sau o familie de evrei credincioși pentru ca să păstreze o relație cu Dumnezeu. Era în pustie. Și Dumnezeu le spunea că atunci când trebuiau să se înfățișeze înaintea Lui, trebuia trupul scăldat cu apă, trebuiau aduse jertfele, trebuia această curățire rituală pentru fiecare credincios evreu și cu atât mai mult pentru preoți. Chiar dacă se spălau acasă, nu era de ajuns. Trebuiau să folosească și ligheanul și mai târziu la templu mare aceea unde încăpea atâta apă pentru ca să fie curați, cum spune Domnul Iisus, curățiți pe deplin. Și în felul acesta, repet, era vorba de o curățire rituală. Dar asta are sensul ei și anume că înaintea lui Dumnezeu și de Dumnezeu te apropii doar curățit și în felul acesta sau în vremea noastră curățit prin sângele Domnului Iisus Hristos chiar în relația de părtășie. Cum spune, sângele Lui ne curățește de orice păcat.
păcate din acestea care vin din neveghere sau cine știe din ce altă pricină peste cel credincios, ele sunt curățite și pot fi curățite prin mărturisire înaintea Lui și prin această abandonare a lor și vii acolo. Credincioșii evrei, se spune în Numeri, dacă nu mă înșel, capitolul 9, un lucru foarte, foarte tranșant. Sigur, nu trăim în vremea legii, dar în vremea aceea, Dumnezeu spune așa, acela din poporul meu, care totuși nu este în călătorie, nu are altă pricină, eu știu, de boală sau altceva, și nu prăznuiește Paștele să fie nimicit. Cât de dur era cuvântul acesta. Sigur, înțeles astăzi. Dar aceasta era porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu își dorea ca tot să aibă parte de această masă a Domnului, tot să aibă parte de masa pascală și era într-adevăr această pedeapsă. Nu este vorba astăzi de lucrul acesta, dar cred că astăzi, în vremea bisericii, ar fi un lucru cu mult mai însemnat la care ar trebui să luăm seama, nu de frica pedepsei, ci, cum spune cuvântul, cu evlavie și cu teamă sau cu acel respect pe care îl datorăm sau îl purtăm Domnului Dumnezeului nostru. Acum, privitor la închinarea bisericii, sigur că Scriptura acordă, în Noul Testament mă refer, suficient spațiu pentru a înțelege ce înseamnă închinarea în biserică. Voi spicui câteva lucruri. Întâi de toate, repet, plecăm de la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, că a venit vremea în care cei credincioși nu se vor mai închina Tatălui pe muntele acesta sau la Ierusalim, cum spunea Domnul Iisus femeii samaritene, ci se vor închina în duh și în adevăr, pentru că astfel de închinători dorește și Tatăl. Închinarea este această atitudine a credinciosului și a bisericii care se apropie de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos, biserica ajutată de aceste două lucruri mari, și anume de prezența activă și lucrarea activă a Duhului lui Dumnezeu, care pregătește în inima noastră și ca oameni credincioși și ca adunare, pregătește condițiile sau terenul ca să ne apropiem într-o atmosferă de închinare, într-o inimă care să se închine. Duhul Sfânt ne ajută. Pentru că fără această lucrare prezentă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, foarte probabil că niciunul dintre noi n-am putea să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu teamă sau cu respect. De exemplu, se spune în Romani, capitolul 8, că într-un aspect al relației noastre cu Dumnezeu și în aspectul acela trebuie să fim ajutați de Duhul Sfânt, și anume când ne rugăm. Că și Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, pentru că nu știm cum să ne rugăm. Ce să mai spunem de altceva? Ce să mai spunem de laudă? Ce să mai spunem de mulțumire? Ce să mai spunem de recunoștință? Nu le știm. Și trebuie să ne lăsăm învățați în inima noastră de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, doresc să mă închin înaintea Ta. Doresc într-adevăr să mă ajuți prin Duhul Tău cel Sfânt pentru ca să vin înaintea Ta cu o inimă potrivită și cu o pregătire potrivită să-ți poți aduce ție lauda și închinarea mea. Și în al doilea rând este acest cuvânt al lui Dumnezeu, adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu care ne ajută în închinarea noastră. Nu știm să ne rugăm, nu știm să ne închinăm. De aceea, repet, avem nevoie de asemenea de cuvântul lui Dumnezeu. Pe măsură ce nu doar citim, este bine să citim, pe măsură însă ce ne lăsăm pătruși de cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță vom învăța și mai cu seamă vom dori închinarea. Pentru că s-ar putea să învățăm închinarea. Și dacă nu o dorim, ce facem? Avem nevoie ca, într-adevăr, prin cuvânt și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să poată fi în ființa aceasta noastră o dorință de a ne închina lui Dumnezeu. Când spune Apostolul Pavel aici, sau cine scris epistola aceasta, cu evlavie și cu teamă, evlavia în anumite accepțiuni are, dincolo de acest aspect văzut,
De cineva care este așa umil, care este smerit și care, mă rog, se închină lui Dumnezeu. Evlavia însă are o conotație mult mai profundă. Evlavia înseamnă, între altele, sau poate însemna, între altele, teamă de Dumnezeu. Acel respect pe care îl datorăm noi ca oameni credincioși faptului că de fiecare dată când ne apropiem de Domnul și nu numai, suntem în prezența lui Dumnezeu. Păi când citești Isaia, capitolul 6, când citești Apocalipsa 4 și alte texte, Isaia este cutremurat. Isaia este aproape fără grai când vede, repet, ceva din desfășurarea slavei lui Dumnezeu în care ființele cerești îi aduc închinare. Ei bine, lucrul acesta, repet, închinarea ca întreaga viață, naște sau trebuie să nască acest profund respect față de suveranitatea și această ființă măreață a lui Dumnezeu. Uneori nouă ni se pare și confundăm într-un mod regretabil lucrurile, că dacă este Tatăl nostru și fără îndoială este Tatăl nostru și dacă ne putem apropia de El fără niciun fel de opreliște și slavă lui Dumnezeu, apoi se trece într-o altă chestiune de familiaritate din aceasta pământească, omenească. Tatăl nostru este Dumnezeu până la urmă. Și când ne apropiem de El, când ne rugăm înaintea Lui, când citim Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fim conștienți, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, că ne apropiem de El cu evlavie și cu teamă, cu respect, îi se datorează respectul acesta profund, mai cu seamă din partea copiilor Lui. Pe de altă parte, evlavia înseamnă această dorință după Dumnezeu, să-L dorești pe Dumnezeu. Nu merg la adunare pentru că e program, pentru că dacă nu mă duc o săptămână, două, trei, o să mă întrebe unul și altul, pe care nu prea înghit eu, dar mă întreabă și crede că are ceva cu mine și așa mai departe și să fiu acolo. Nu! Asta nu e închinare. Venim de pomană la adunare, dacă venim doar stăpâniți de asemenea prejudecăți. La închinare venim, sau ar trebui să venim, pentru că îl dorim pe Dumnezeu. Doamne, vin acolo! Împreună cu frații și surorile, pentru că doresc să fiu împreună în adunare, pentru că te doresc pe tine. Cum spune Isaia într-un capitol, dacă nu mă înșel, 26, sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută înăuntrul său. Aceasta este motivația, acesta este resortul închinării adevărate. Repet, deseori, și când spun lucrul acesta, o spun întâi de toate la mine. Deseori, închinarea, cel puțin închinarea colectivă în adunare sau în biserică, înseamnă un program, înseamnă un ritual, înseamnă o rutină deseori, dar nu înseamnă dorința după Dumnezeu. Doresc să fiu acolo, cu frații, fără îndoială, așa cum spuneam, te poți închina acasă, te poți închina în familie, dar închinarea bisericii locale este altceva. Și Dumnezeu să ne ajute să putem prețui, să avem această evlavie care înseamnă dorință după Dumnezeu. Și în al treilea rând, evlavia înseamnă și dragoste pentru Dumnezeu. Apostolul Ioan spune în epistola lui, în prima lui epistolă, că noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și când pune Domnul Iisus Hristos în inima noastră cu adevărat dragostea Lui, aceasta naște în inima noastră dragoste adevărată, nu declarată, nu declamată, nu închipuită. Naște dragoste pentru Dumnezeu și, în egală măsură, dragoste pentru Domnul Iisus Hristos. Nu întâmplător, apostolul în această epistolă adaugă sau jalonează această închinare, pe de-o parte, cu o stare de oameni mulțumitori, și apoi închinarea adusă în această atmosferă sau în această condiție spirituală, și anume evlavia și teama sau respectul de Dumnezeu. Mă gândesc când sfinții din primul veac, cu câtă bucurie veneau la început, n-a durat prea mult, dar veneau la început în curtea de afara templului și era ceata lor, o ceată care inspira admirație și respect. Ceata celor credincioși care se întâlnea acolo și ascultau cuvântul, se rugau și, spune cuvântul, frângeau pâinea în fiecare zi. Și în felul acesta, această comuniune, această părtășie a lor era o chestiune care devenise vitală, devenise atât de dorită încât au vrut
Repet, a fost un moment sau o perioadă scurtă, dar o perioadă foarte importantă. Erau atât de dornici să fie împreună cu Domnul Iisus Hristos, împreună la masa Domnului, cât ajunseseră în bună măsură să locuiască împreună, sau, mă rog, într-o colectivitate foarte largă, să-și împartă bunurile împreună, mă rog, într-o colectivitate mai largă și așa mai departe. Fără îndoială că Satana pune el acolo neghina lui și risipește această atmosferă, dar realitatea ei a rămas și rămâne ca un parfum al Noului Testament ca să ne ajute să înțelegem dorința acestor credincioși de a se închina împreună înaintea lui Dumnezeu. Dorință după Dumnezeu. Mai departe, de pildă, un alt exemplu care îmi vine acum în minte este din experiența apostolului Pavel, cel care înființase, așa cum știm, o serie de adunări și cel care rânduise în mijlocul credincioșilor și această practică a închinării sau a cinei Domnului, că cina Domnului face parte din această închinare colectivă a bisericii. De exemplu, în Corint, cât a stat 18 luni, apostolul Pavel învață multe lucruri. Și cum spune el, și păstoriile cu lacrimi, zi și noapte, am sfătuit pe fiecare dintre voi, dar învață de asemenea și ce însemna masa Domnului sau cina Domnului. Se pare că în experiența unor biserici din epoca de la început, această masa a Domnului însemna realmente o masă de părtășie, o agapă. Se întâlneau credincioșii, foarte probabil în ziua întâia săptămânii, și aduceau fiecare de acasă, după cum erau îndemnați de frați, ceva de ale mâncării. Și consumau împreună hrana, mai duceau probabil și alte băuturi, pentru că apostolul Pavel spune că deja lucrul acesta în Corint derapase. Dar cert este că debutase această practică cu o masă comună. Poate că în timpul acestei mese comune, când mâncau din pâine, când serveau din vin, să-și fie adus aminte, nu știm exact, să-și fie adus aminte și de cina Domnului. Însă, apostolul Pavel, care va remarca faptul că practica aceasta derapase, și că în loc să fie chiar o masă comună, devenise așa o chestiune discriminatorie. Unii mai îmbuibați și mai bogați mâncau ce aduceau acasă singuri, era elementul acesta individualist și ceilalți care veneau mai târziu și mai sărați și nu aveau nimic, rămâneau flămânzi și apostolul Pavel zice, nu este bine. Și atunci va da îndemnuri ca într-adevăr masa aceasta să fie în condiții într-adevăr de frățietate, cel care n-are să poată servi masa împreună cu cel care are o distribuție, dar nu numai atât. Apostolul Pavel va detașa lucrurile, va lăsa această masă între frați binevenită foarte bine, dar va deosebi sau va pune deoparte rânduială pentru masa Domnului. S-a citit și de dimineață. Și lucrul acesta însemna un moment chiar simbolic, un moment ritual, în care, într-adevăr, credincioșii strânși, poate după această masă, poate fără această masă, credincioșii strânși erau conștienți de de însemnătatea trupului Domnului Iisus Hristos simbolizat prin acea pâine, de însemnătatea jertfei Domnului Hristos și a sângelui lui simbolizat prin acel vin și apostolul Pavel așează în biserică, într-adevăr, rânduiala mesei Domnului ca un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. De aceea, de câte ori experiența noastră practică, repet, alimentată de cuvânt și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar experiența noastră practică are eșecurile ei, de atâtea ori trebuie să ne îndreptăm spre cuvântul lui Dumnezeu. Poate vom mai stărui și altă dată cu ajutorul lui Dumnezeu să vedem și alte aspecte ale închinării colective, ale închinării bisericii, pentru că, într-adevăr, închinarea bisericii are o deosebită importanță în cuvântul lui Dumnezeu, în vremea aceasta a Harului, în care să putem să ne apropiem de El, într-adevăr, cu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin. Amin.